mirosuri de tot felul aici. Noi suntem în ziua de post, dar ne abținem nu cu stoicism, este ușor. Da. E din ce în ce mai ușor și e chiar plăcut, plăcerea de a nu mânca. Să știi că corpul își arde grăsimile proprii, acum aș consumă celulele bolnave sau care se șchiapătă puțin, e o chestie genială. Știu că toată lumea zice, crede că noi oamenii funcționăm exact cum funcționează câinele lui Pavlov. Adică câinele lui Pavlov, dacă îi sunai din clopoțel, lui îi salivau glandele salivare și stomacale. Și Cezar Elisei spune că atunci când ținem post trebuie să ne ferim de sursele de mirosuri, de forme, de alimente, să nu le vedem, să nu le mirosim, da? Să nu ne gândim la ele. Spre deosebire de câinele lui Pavlov, însă, noi avem gânduri. Deci, eu sunt astăzi în prima zi de post, de după mâncare, deci după cum știți, noi două zile mâncăm, a treia nu. Două zile mâncăm, a treia nu. Iar la sfârșit de săptămână facem câte o pauză de două zile. Și astăzi tocmai am trecut printr-un parc aici la noi, unde se gătesc foarte mult. Deci sunt multe restaurante în Parcul Praterului din Viena, unde se gătește șnițel, sunt salate frumoase, sunt langoșe cu miros de usturoi, sunt cartofi prăjiți, sunt costițe de purcel, sunt supe de toate felurile, sunt forme, desene apetisante, kebab, shawarma, nici nu mai știu ce. Și totuși nu simt niciun efect negativ la stomac. Oare de ce o fi asta? Pentru că avem antrenament. Avem un an de zile de când ne antrenăm. Și probabil s-a obișnuit organismul să nu mai reacționeze atât de ușor la un simplu miros. O fi și asta. Eu am următoarea părere. Eu știu ce gândeam când treceam pe lângă ele, pe lângă stimulii ăștia alimentari. Eu gândeam așa, plăcerea de a nu mânca. Ce bine este să nu mănânci. Și da. Parcă simțeam plăcerea de a nu mânca pe aici și în același timp plăcerea pe care o simte corpul când mănâncă de la mine de pe burtă. Da, este o motivație bună. Și eu cred că gândul ăsta, deci, în loc să gândesc, de exemplu, mamă, ce aș mânca și eu niște cartofi prăjiți cu nu știu ce, să gândești, a, ce bine e să nu mănânci astăzi, ce super este că se curăță corpul prinăuntru, își arde grăsimile, excelent. Deci eu cred că mental, în funcție de dialogul tău interior, tu îți determini funcțiile corpului și prin asta ne-o deosebim de cățelul lui Pavlov. Crisalida, tu cum simți postul de astăzi după timpul ăsta în care am trecut prin atâția stimuli de mâncare pe lângă restaurantele alea? Cum simți la stomac? Simt bine, nu simt nimic negativ. Adevărul e că nici nu le-am simțit. Nu am simțit mirosurile prea puternic pentru că eram mult prea preocupată de ceea ce făceam, deci filmam. Pur și simplu filmam Parcul Praterului și eram concentrată pe ceea ce filmez. Nu, și n-am simțit. Probabil abaterea gândului a ajutat să nu provoace, nu știu, durere de stomac. Da, deci probabil că și dacă ai o ocupație la care ești concentrată, corpul nu reacționează la mirosuri și... Pentru că este teoria că corpul ar reacționa inconștient. Da, nu, uite că la mine nu a reacționat. Nu simt nimic. Mă simt bine, mă simt chiar foarte bine. Excelent.
Să sperăm că putem duce cu bine ziua asta de post și să ținem cel puțin 24 de ore ca de obicei, sau poate 36 dacă ținem până mâine dimineață. Trebuie să bem apă. Setea mea este adevărat, trebuie să mergem să bem apă. Da. Bun, deci ultima dată am mâncat aseară pe la ora 7, deci de seară la ora 7, asta e peste vreo 4-5 ore, avem 24 de ore și de obicei ținem până mâine dimineață, deci la noi o zi de post ține 36 de ore. Sau chiar 40 dacă o ținem până pe la ora 11 mâine dimineață. Păi cam așa mâncăm noi, pe la 11-12 prima masă. Da. O să mai relatăm și mâine să vedem cum ne simțim. Ia uitați-vă, cam așa arată frigiderul nostru în ziua de post. După cum se vede, este gol-goluț. Dar, ia uitați-vă cum arată acum în ziua de după post. Apetisant! Multe, multe legume și fructe, din care ne luăm vitaminele și mineralele necesare. Vegetalele oferă multe fibre, antioxidanți și multe, multe alte beneficii. Și ce mai? Toți nutrienții de care are nevoie organismul pentru a funcționa normal. Asta este ceea ce mâncăm noi după post. De fapt, ceea ce mâncăm noi în mod normal, zi de zi. Bineînțeles, mai schimbăm ingredientele, dar în forma asta arată, în general, masa noastră. Cât mai multe crudități, legume, fructe, amestecate. Nu că arată apetisant această hrană vie, cum îmi place mie să o numesc? Yummy, yummy, sănătate pură!